alimentație ar trebui să fie variată. Alegerea unui regim alimentar redus în grăsimi și colesterol. Alegerea unui regim alimentar cu multe legume, fructe și produse cerealiere. Folosirea modernă a produselor zaharoase. Folosirea moderată a sării. Dacă nu vom ține cont de acestea, pot apărea, din păcate, anumite boli, cum ar fi diabet, obezitate, hipertensiune arterială, cardiopatii, accidente vasculare, cancer, carii dentare și etc. Alimentele pe care le încadrăm în patru grupe ar fi, prima grupă, produse de panificație, cereale, paste, orez. Ele furnizează organismului vitaminele B, fier, proteine și sunt surse eficiente de fibre vegetale produse integral. 2. Legumele și fructele furnizează organismului vitamine necesare, cum ar fi A, C, minerale și fibre vegetale. Grupa a treia. Laptele și preparatele din lapte aduc organismului cantități mari, cum ar fi calciu, fosfor, vitaminele A, B și D. Carnea și preparatele din carne, nu trebuie să nici acestea uitate, în special carnea de vită, pasăre, paste, ou, furnizează organismului cea mai mare cantitate de proteine, zinc și vitamina B. În alimentația zilnică nu trebuie să lipsească produsele de panificație, cereale integrale și îmbogățite. Legumele și zarzavaturile, fructele, fasolea, mazărea uscată, este mai bine să fie consumate cam o dată de două ori pe săptămână. Laptele, brânza, iaurtul, carnea de vită, pasăre, pește, ou. Însă, din păcate, ne întâlnim astăzi cu foarte multe cazuri de anorexie sau obezitate. Cele două extremități, aș putea zice eu, ar putea fi îndepărtate dacă noi, ca femei, vom fi atente la alimentația noastră, care ne preparăm zi de zi. Într-adevăr, în ziua de astăzi suntem mereu pe fugă, stres. Nu avem niciodată timp să ne ferim așa cum am dorit. De aceea, cred că ar fi foarte bine să alegem un orar exact al meselor principale. Se știe foarte bine că sunt cele trei mese principale pe care le ar trebui să le respectăm și cele două gustări, un fruct, un între mese. Deci, dacă le-am respectat pe asta, ar fi un prim pas. Ar mai fi și mișcarea, care n-ar trebui să lipsească din activitatea noastră fizică, măcar dimineața să încercăm. Bine, suntem ocupate, serviciu, dar dimineața, seara, în funcție de fiecare cum își creează programul, și cum are timp. Nu. Ar mai fi și alegerea unui regim alimentar scăzut în grăsimi și colesterol. Să consumăm carne slabă de vită și pasăre, nu de porc, din păcate, cum foarte mulți dintre noi facem în ziua de astăzi. Să gătim săptămânal fasole, mazăre în loc de carne. Înlăturăm grăsimea în surplus de mâncare. Folosim cu economie uleiurile de gătit. Apropo de uleiuri, știm foarte bine că uleiurile sunt așa cum sunt. Ar trebui să ne axăm pe uleiul de măsline, uleiurile din pește. Să folosim cantități mici de unt sau margarină. Alegem uleiuri vegetale lichide pentru că sunt sărace în grăsimi saturate. Să încercăm să folosim cu moderație gălbenușul de ou și organele. Și nici laptele nu rămâne. Ar trebui preparatele din lapte degresat sau semi-degresat, nu acelea pline de grăsimi. De asemenea,